Bună ziua, doamnelor și domnilor! În conformitate cu prevederile articolului 133, aliniatul 2, litera A, și 134, aliniatul 1, litera A, din Ordonanța de Urgență 57 privind Codul Administrativ, am convocat astăzi ședință extraordinară a Consiliului Local cu prezență fizică. Ordinea de zi va fi prezentată de domnul secretar. Vom începe cu depunerea jurământului de către domnul consilier Codfaz Vasile, după care vom intra pe ordinea de zi. Domnul secretar, vă rog. Domnului Vasile Codfaz, supleant, vă felicită Partidului Național Liberal. Pentru aceste motive, în numele legii, dispun. Admite cererea formulată de către Secretarul General al Orașului Dărmănești, județul Bacău. Validează mandatul consilierului supleant pentru Consiliul Local al Orașului Dărmănești, respectiv a domnului Codfaz Vasile, cu CNP-ul domiciliat în Dărmănești, strada Marului numărul 11, Bacău, aflat pe lista Partidului Național Liberal. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectul județului Bacău, secretarul general. Cu legate între zile, cererea de apel se depune la jurul județului Dărmănești. Funcționată astăzi, 22.10. Ok, vă rog să ai. Jurământ. Subsemnatul Codfaz Vasile, consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Dărmănești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Dărmănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ordinea de zi a ședinței extraordinare constă în aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2024, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14.10.2024, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.10.2024, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Dărmănești în principalele domenii de activitate, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Orașului Dărmănești, județ Bacău, și diverse. Supun punctul 2, aprobarea proiectului ordinei de zi a ședinței extraordinare din data de 29.10.2024. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, unanimitate, 15 voturi pentru din 17 consilieri, 2 absenți. Vă propun să trecem la punctul 6, să alegem un președinte de ședință, după care președintele ales va supune aprobării și celelalte puncte de pe ordinea de zi. Vă rog să faceți o propunere pentru un nou președinte, pentru astăzi. Te rog, Cristina. Pentru ședința de astăzi, pentru președinte, pe doamna Codinelu. Dacă mai sunt și alte propuneri. Cine este pentru
doamna Nicodim Elena să fie președinte de ședință astăzi. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, mulțumesc, unanimitate. Doamna Nicodim, vă rog, veniți aici. Punctul 2, aprobarea proiectului ordinii de zi, punctul 6, am ales președintele, și punctul 1. Da. Dumneavoastră supuneți punctul 3, 4, 5, 6, da. Punctul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30 ianuarie 2024. Să punem la vot. Cine este pentru? Se vor abține colegii care nu aveau calitatea de consilier local la vremea respectivă. Deci doamna Starpatu, doamna Cârjagu și domnul Nicodim. Și doamna Stancă. Patru abțineri. Și domnul Florian, îmi cer scuze. 5 abțineri, da? Din 15 consilieri locali. 10 voturi pentru. Fiind? De ce 3? 2. 5. Deci cu 10 voturi pentru a fost aprobat. Aprobat, da. Mergem mai departe. Da, voturi împotrivă sunt? Nu. 10 voturi pentru. Punctul numărul 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14.10.2024. Spunem la vot cine este pentru. Abțineri? 3. 5. Mai multe. 6. Deci se abține doamna Starpară, doamna Verdeș, doamna Hrujavă, domnul Nicodim, domnul Florean, doamna Stancă. 6 abține. Și 9 voturi pentru, da? Da. Și împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Deci cu 6 abțineri, procesul verbal al ședinței din data de 14.10 a fost aprobat. Punctul numărul 5. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.10.2024. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri. Okay. Voturi împotrivă nu sunt. 10 voturi pentru și 5 abțineri. Cu 10 voturi pentru și 5 abțineri. Procesul verbal din data de ședință din data de 18.10 a fost aprobat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Dărmănești în principalele domenii de activitate. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Am să fac câteva precizări. Propun Consiliul Local 3 comisii de specialitate în noul mandat și aceste comisii sunt structurate pe modelul comisiilor din vechiul mandat, astfel. Prima comisie este Comisia Juridică pentru Administrație Publică, Învățământ, Cultură, Sport, Sănătate, Protecție Civilă, Respectarea drepturilor cetățenilor, apărarea ordinii publice. Această comisie este formată din 7 membri și la momentul respectiv o să vă rog să faceți propuneri pentru această comisie. A doua comisie este Comisia pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Realizarea Lucrărilor Publice. Este o comisie formată din 5 membri. Fac precizarea că la fiecare comisie ar fi bine să alegeți comisiile în funcție de pregătirea fiecăruia dintre dumneavoastră. Comisia numărul 2 este așa zisa comisie buget finanțe. Comisia numărul 3 este Comisia pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Privat al orașului Dărmănești,
protecția mediului, comerț, conservarea monumentelor istorice. Această comisie este formată din 5 membri. Fiecare comisie de specialitate își alege prin votul deschis al majorității comisiei câte un președinte și un secretar. După ce vom constituia aceste comisii, la propunerea dumneavoastră, fiecare comisie se retrage în biroul meu și va alege cu majoritatea membrilor comisiei, adică cei 7 vor avea nevoie de o majoritate de 4, cei 5 vor avea 3, câte un președinte de comisie și câte un secretar. Deci din cei 7, unul va fi președinte, unul secretar. Din cei 5, la fel. Spunem noi aici, comisiile vor îndeplini atribuțiile competente prevăzute la articolul 125 și 126 din OG 57. Dar într-o ședință viitoare vom veni cu regulamentul de organizare a Consiliului Local și atunci veți avea toate detaliile. Am ținut să fac aceste precizări. Puteam să constituim și mai multe comisii, dar noi suntem un Consiliu Local format din 17 consilieri și nu e cazul să ne extindem foarte mult. Deci cele 3 comisii vor lucra, așa cum am spus, în formatul 7-5-5, Comisia Juridică 7, Comisia Buget Finanțe 5 și Comisia de Urbanism 5. Fiind precizările astea făcute, eu vă propun să treceți la pasul următor și să facem propuneri pentru Comisia Juridică, cea formată din 7 membri. Aștept propuneri. Să fac propuneri, dacă se poate, în partea comisiilor. Aștept pe doamna doctor Pop, Iuliana, doamna Nicodim și în funcție de cum a specificat și lasă de pregătire fiecăruia, domnul Mane Ilie și doamna Cenghe Moriela. Deci avem Pop, Nicodim, Manea și Cengel, da? Elena, Nicodim, Nicodim Elena, da? Nicodim Elena. Deci doamna Pop Iuliana, Nicodim Elena, Manea Ilie și Cengel Ionela. Mai propun și eu pe cineva din partea femeilor. Domnul Cosmin, pe Elena. Păi. Sunt prea mulți după aia. Sunt 4, am zis că 7. Trebuie să facă și doamna, da. Pentru Comisia Juridică rămân eu, pentru că am fost în acest. Deci Comisia Juridică, da. Și mi s-a luat colegul Tibi de Lețiu. Deci. Te rog. Domnul Nicodim, din partea au. Deci, domnul Nicodim. Vă propune domnul Pairele pentru Comisia Juridică. Deci, Nicodim, din partea PSD avem pe doamna Verdeș și domnul Debrețin, da? Da. Haideți să vedem acum, suntem 7? Sau sunt mai mulți de 7? Da, sunt 4 PNL. Da? Deci, mai citim, domnul secretar, mai citiți o dată. Deci, doamna Stoica Adriana a propus pe doamna Nicodim Elena, Pop, doamna Ilie, doamna Cender Ionela. Doamna Verdeș a propus în persoana dumneavoastră și pe domnul Debrețin. Ok. Domnul Paerele l-a propus pe domnul Nicodim Vasile. Toți cei nominalizați pentru Comisia Juridică. Mai sunt alte propuneri? E cineva? O să se votez. Supunem la vot membrii Comisiei Juridice în componența în care am specificat-o. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, unanimitate, 15 voturi au fost aprobați membrii Comisiei numărul 1, Comisia Juridică, Administrație Publică, Învățământ, Cultură, Sport, Sănătate, Protecție Civilă, Respectarea Drepturilor Cetățenilor, Apărarea Ordinii Publice. Vă propun să faceți același
parcurs, același, pentru Comisia pentru Studii și Prognoze Economice, Buget, Finanțe, Realizarea Lucrărilor Publice. Vă rog, propune. Propun eu, pentru Comisia Buget, Finanțe, pe doamna Sfeta Adriana, din partea Partidului Național Liberal, Mocondureanu, Oana, Cotfas, și Paerele. Cotfas Mihai. Cotfas care? Mihai. Și Cosmin Paerele. Mirela, te rog. Deci numărul 5, Julieta Hârjavă, da? Deci, pentru Comisia Juridică avem propuneri Stoica Adriana, Mocondureanu Oana, Cotfas Mihai, Paerele Cosmin și Julieta Hârjavă. Comisia Buget Finanțe, scuzeți. Ce am zis? Am să zic. Comisia Buget Finanțe. Sunteți de acord? Mai sunt alte propuneri? Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, mulțumesc unanimitate. Deci și Comisia pentru Studii și Prognoze Economice, Economico-Social, Buget Finanțe a fost aprobată. Mergem la punctul la Comisia pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului Administrat. 5 membri avem și aici. Da. Observ că domnul Paerele Cosmin a fost nominalizat. Păi nu, dar a fost votat. Nu. Era, în comisia de... Da. Depășise acum, nu, de propune. Da. Când a spus domnul Paerele. Doream să vă informez că un consilier local poate face parte din mai multe comisii, dar una să fie de bază, celelalte să fie secundare, da? Nu, rămâne la principiu. Rămânem la... Da. Nu. Rămânem așa, noi o să creștem numărul, că după aia suntem pari și nu mai avem... Da, deci vă rog propuneri pentru Comisia de Urbanism. Propuneri pentru Comisia de Urbanism. Cu domnul Mihai Pănel. Deci, stai să și notăm. Deci la Urbanism, 1. Mila. Domnul Cotfas Vasile. Cotfas Vasile. Florian Ovidiu. Florian Ovidiu. Și doamna Astanca. 4. Astancăi, da? Salutări și colega Mirela Starparo la Comisia Urbanism. 5, Starparo, Mirela. Bun. Deci, pentru Comisia de Urbanism, Mila Fănel, Cotfas Vasile, Florian Ovidiu, Astancăi Cristina și Starparo Mirela. Spunem la vot. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă, unanimitate. Am stabilit cele trei membri, celor trei comisii. Cum facem domnul secretar acum? Președintele și secretarul fiecărui comisii. Deci, rugămintea mea este așa. Comisia, prima comisie de urbanism. Vă rog să vă retrageți în biroul meu și să veniți de acolo cu un președinte și cu un secretar. Votați dumneavoastră, da? Deci Comisia de Urbanism este formată din Cop, Nicodim, Elena, Manea, Comisia Juridică. Am amestecat. Comisia Juridică. Comisia Juridică, da? Prima comisie. Cop, Nicodim, Elena, Manea, Cenger. Avem emoții la prima ședință. Hai, doi din cei lipsesc 5 membri. Sunt majoritatea prezenți, pot decide. Suntem ca la mântuirea de liceu. Da. Președinte Cenghier și secretar Nicodim. Ați notat domnul secretar? A doua comisie. Comisia Buget Finanțe. Vă rog să vă întâlniți la mine în birou și să vedem președintele și cu secretarul.
Vă rog. Stoica Adriana, da? Comisia numărul 3, vă rog. Comisia de urbanism. Da, în sala de vă rog. Cine este? Domnul președinte, să prezinte. Președinte, Ovidiu Florian, președinte și secretar. Tot faci Vasile, da? Da. Deci, vă propun să supunem la vot întregul proiect de hotărâre, da, pentru stabilirea comisiilor de specialitate în ordinea în care am votat pe fiecare comisie. Deci supuneți la vot. Supunem la vot proiectul de hotărâre, privind constituirea comisiei juridice cu componența a 7 membri, mai citesc, da? Cemier Ionela, președinte, Mane Ilie, membru, Nicodim Elena, secretar, Pop Iuliana, membru, Verdeș Mirela, membru, Debrețin, membru, Nicodim Vasile, membru. Supunem la vot această comisie. Și celelalte comisii, și celelalte comisii, da, le citesc. Buget Finanțe, Paiele Cosmin, președinte, Cotfas Mihai, membru, Mocondureanu Ana, membru, Stoica Adriana, secretar, Hârjabă Julieta, membru. Comisia de urbanism. Iar la Comisia de urbanism fac parte Mila Fănel, membru, membru, Florian Ovidiu, președinte, Cotfas Vasile, secretar, Astan Căi, membru, membru, Staparu Mirela, membru. Citit componența, ați înțeles-o, da? Supuneți la și acum supunem la vot întregul proiect de hotărâre. Cine este proiectul pentru? Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține? Votul împotrivă, nu sunt? Unanimitate. În unanimitate, da? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Dar cei din unanimitate să abține, nu? Nu sunt. Nu avem online. Absentează motivat, doamna Scopul. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Dărmănești. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Da, sigur că pentru a intra în normalitatea Consiliului Local și a aparatului de specialitate a primarului orașului Dărmănești, avem nevoie și de aprobarea sau alegerea unui viceprimar și acest proiect de hotărâre, spuneam noi la ședința care am avut-o înainte de a intra în plen, trebuie să-l aprobăm astăzi. Vă propun să faceți la rândul dumneavoastră propuneri pentru postul de viceprimar. Vă rog. PNL-ul, te rog. Îl propun în Comitia de Viceprimar al orașului Dărmănești pe domnul doctor inginer Aurel Cosmin. Avem prima propunere, da. Doamna Cengel propune pe domnul Paierel. Dacă mai avem și alte propuneri, vă rog, doamna Mirela. Aș dori să o propun în funcție de viceprimar pe colega noastră, doamna Mocondreanu Oana. Oana? Da, am făcut o propunere.
Alte propuneri, dacă mai sunt? M-aș propune eu, dar nu sunt minoritar, așa că... Dar nici o dată. Bun. Deci, avem două propuneri, da? Domnul secretar, vă rog să... Nu mai sunt alte propuneri. Vă rog să pregătiți buletinele de vot. Deci avem două propuneri. Vom face buletinele de vot cu cele două propuneri. Doamna Cenger a propus pe Paierele Cosmin din partea Partidului Național Liberal și doamna Mirela Verdeș pe doamna Oana Mocundureanu. Da. Vom face aceste... Da? După care o să te rog să ne prezinți procedura de vot. Da? Sigur. Vă ajut? Da? Deci, 15, da? 15 buletin. Da, da, da. 2 minute luăm pauză ca să pregătească domnul. Sunt nule buletinele de vot pe care se exprimă mai mult de opțiune. Deci dacă punem două opțiuni, aici e clar că e nul. Sau pe care nu s-a exprimat nicio opțiune. Dacă nu trec nimic, la fel e nul. Dacă e cineva care n-a înțeles. Unde sunt buletinele? Aici sunt. O să am rugăminte de domnul Marți. Hai să nominalizăm. Nominalizăm. Să vă propun o comisie formată din 5 oameni. Dacă din... pauză, se putem intra live? Da. Da. Putem, haideți să intrăm. Avem buletinele de vot pregătite. Au fost două nominalizări din, pentru funcția de viceprimar. Din partea Partidului Național Liberal a fost propus domnul Paierele Cosmin Marian și din partea Partidului Social Democrat a fost propus un coleg de la Partidul Național Liberal, Mocundureanu Florentina Ioana. Deci avem două propuneri. Buletinul de vot are cele două propuneri prevăzute. Are opțiunea da și nu. În dreptul candidatului pe care dumneavoastră doriți să-l susțineți, veți spune da, la celălalt nu. Am spus că sunt nule buletinele de vot pe care se exprimă mai mult de o opțiune sau pe care nu s-a exprimat nicio opțiune. Acum, vă propun să stabilim 5 membri pentru Comisia de Numărare a voturilor. Partidul Național Liberal, vă rog să faceți o propunere pentru membrii în comisie. Doamna Nicolin, te rog. Propun pe Hasache Cristina, Stoica Adriana, Cenger Ionela. Păi, da. Trei. Trei. Cenger. Și acum eu vă propun, te rog. Propun pe Starparu Mirela și pe domnul Nicodim. Deci, Starparu și 5 Nicodim. Pentru că sunt 5 oameni, vă propun să alegeți cei 5 un președinte al Comisiei de Numărare, ca să... Doamna Cenger, cine este de acord cu doamna Cenger? Mulțumesc. Supunem la vot și membrii Comisiei, ca să nu avem niciun fel de probleme. Cine e pentru? Astancă, Stoica, Cenger, Starparu cu Nicodim. E cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, Comisia, rog să... Să vină să verifice buletinele. Haideți aici toți, da? Vă rog eu aici toți. Avem 15 buletine, 15 prezenți, da? Știu ce trebuia pe fiecare buletin să semneze să tot dat, da? Semnează după fiecare, da? Pe ca să fie după două bună. De ce? Înainte, ca să vezi că bună că... Doare gândoară ștampilă, dar... Ce?
15, da? Vă propun în ordine alfabetică, da? În ordine alfabetică să începem cu... Adu și ștampi la fărere, era fărere ștampi, da, da? Punem și o ștampilă pe fiecare buletin de vot. Vom pune câte o ștampilă pe fiecare buletin de vot, ștampila Consiliului Local pentru autenticitate, da? Cele 15. Doamna președinte, cine e președinte? Tu, trei mâna la fiecare cum? Vă strigă câte unul, pune cutia pe masă. A Comisiei de numărare a voturilor să înmâneze câte un buletin de vot în ordine alfabetică. Astancă e Cristina. Te rog, mergi în, acolo, împăturiți după ce ați votat, împăturiți buletinul și puneți cutia pe masă. Are fix. Puneți-o, vă rog, pe masă. Da? Pe Biblie acolo. Lăsați-o acolo. Se pregătește doamna Cenghe Leonela, da? Cenghe Leonela urmează, da? Se pregătește domnul Cotfas Mihai. Pregătește Florian Ovidiu. Pregătește hârjavă. Mane Ilie se pregătește.
Îți pregătește Emilia Fănel. Pregătește-mi doamna Măcumireanu. Pregătește doamna Nicodim Elena. Băgați-l ăla. Pregătește domnul Nicodim Vasile. Se pregătește Cosmin Pairele. Starparul Mirela. Se pregătește Stoica Adriana. Verdeș. Și domnul Cotfas Vasile. Au fost a fost parcursă procedura de vot. Cei 15 consilieri prezenți au votat. Rog comisia de numărare a voturilor să le tragă la mine în birou, doamna președintă și cei 4 membri, și vă rog să vreți să auzi, doamna spune domnul secretar că ar fi bine aici. Haideți aici să... Da? Haideți aici. Da. Haideți aici. Și vom întocmi și un proces verbal. Deci, mai încoace un pic ne dăm, da? Haideți.
doamna președintă, sunt 5-4 membri. Fiecare cu răspuns de vot, care se poate să-l arătăm la cameră. Da. Centralizează. Da. La cameră, da? Și spune ca să... Nu? Trebuie să pronunțați și numele persoanei, și numele persoanei care a primit votul, da? Paierele Cosmin. Domnul Paierele, da? Al doilea. Paierele Cosmin. Al treilea. Paierele Cosmin. Patru. Paierele Cosmin. 5. Mocondureanu Florentina. Șase. Mocondureanu Florentina. Șapte. Paierele Cosmin. Opt. Paierele Cosmin. 9. Mocondureanu Florentina. 10. Paierele Cosmin. 11. Paierele Cosmin. 12. Paierele Cosmin. 13. Paierele Cosmin. 14. Paierele Cosmin. 15. Paierele Cosmin. Niciun vot nu a fost nul. Au fost 12 voturi pentru domnul Paierele Cosmin Marian și 3 voturi pentru doamna mocondureanu Florentina Ioana. Mulțumim. O să facem și un proces de bază cu ce vedeți. Vă rog, luați loc la locurile dumneavoastră. Doamna președintă de ședință. Doamna președintă. Se alege în funcția de viceprimar al orașului Dărmănești domnul Paierele Cosmin, consilier local din partea Partidului Național Liberal, cu un număr de 12 voturi din cele 15 din cele 15. Deci, domnul secretar, notați și dumneavoastră, da? Paierele Cosmin. 12 voturi. În urma voturilor celor 15 membri prezenți ai Consiliului Local a orașului Dărmănești, a fost ales în funcția de viceprimar al orașului Dărmănești domnul Paierele Cosmin, cu 12 voturi pentru. Din totalul de 15 voturi exprimate secret. Da. Felicitări, domnul Cosmin. Dacă mai avem și domnul secretar altceva, noi avem la diverse, dar e o ședință extraordinară, nu știu dacă mare o să discutăm. Mulțumim, declară ședința închisă și ne vedem la... Declară închisă ședința extraordinară. Astăzi vă mulțumim pentru prezența. Mulțumim, felicitări Cosmin, Doamne ajută, felicitări Cosmin și astăzi. Spor la mult.